Dumnezeu a lucrat în viața noastră și de ce sau ce ne-a ajutat sau ce ne-a motivat să continuăm să facem această lucrare și care a fost, să zic așa, scopul sau motivul pentru care am putut să mergem în această direcție. Deși am început această lucrare cu 31 de ani în urmă, deși de atunci până în prezent nu sunt plătit de nicio misiune, lucrez ca și instalator de gresie și faianță, asta a fost meseria mea de 20 și ceva de ani și înainte am lucrat ca vopsitor, dar avem în Canada o vorbă că la noi sunt foarte mulți vopsitori și mulți faianțori în biserică și dacă rămâne ca și un obiect, dacă lovești de perete, se lipește, devine vopsitor, dacă cade jos, faianțor. Ei, mulțumesc Domnului că Domnul mi-a dat această oportunitate și acest an să pot să fac această lucrare fără să fiu plătit sau sponsorizat, pentru că atunci când am început lucrarea de misiune, la 21 de ani când aveam, oamenii priveau spre noi și aveau tot felul de vorbe, se gândeau că facem acest lucru pentru că am găsit un mod de a câștiga bani și inima noastră a fost sinceră în a sluji pe Dumnezeu și am zis, Doamne, cât Tu ne-ai ajuns pe acest pământ, vrem să muncim și să ne ajut să ne dai sănătate și să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Câteva lucruri care le-am învățat și am văzut este că Dumnezeu este Cel care ne-a credințat lucruri mărunte și Dumnezeu vrea să vadă dacă suntem credincioși în lucrurile mărunte. Și am încercat să stăm la îndemână lui Dumnezeu. Apoi am văzut că dacă am fost credincioși în lucrurile mărunte, am văzut cum în anii care au trecut Dumnezeu ne-a dat alte lucrări mai mari. Apoi am înțeles că această lucrare este a lui Dumnezeu și noi toți suntem lucrători împreună. Uneori, din cauza că, știu eu, probabil pentru unii invidia, pentru alții lipsa de maturitate, tind să creadă că numai ei singuri și ei de ei, uitând că pe toți este, ne-a chemat Dumnezeu să lucrăm în această vie. Și ne-am decis, de fapt a făcut o alegere, puteam să facem multe alte lucruri și nu este mare diferență, sau să zic așa ceva foarte sofisticat, ci foarte simplu. Am ales să facem această lucrare și să punem un timp deoparte pentru Dumnezeu, pentru că, în primul rând, facem aceasta din cauza că Domnul ne-a mântuit. Și apoi facem acest lucru pentru că vedem că oameni care trăiesc în păcat sunt oameni departe de Dumnezeu, dar atunci când aude Cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni care primesc pe Iisus Hristos în viața lor. Am întâlnit sute de oameni care ne-au mărturisit de acest lucru și mulțumim Domnului că am văzut cum Dumnezeu folosește misiunea Speranța în a duce Cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Deși omenește privit, n-am fi avut nicio șansă de reușită. De ce? Pentru că cea mai mare parte din viață în România, pentru că locuiesc în Canada de 34 sau 35 de ani, în Canada 34 de ani, cea mai mare parte din viață în România am crescut-o la țară, m-am născut în Cluj, am locuit în Maramureș, părinții sau tata era din Cluj, mama din Maramureș. Când aveam 3 ani jumate, tatăl meu a trecut la Domnul, mama s-a recăsătorit, cel care urma să ne fie tată, am trecut prin aceeași experiență, ne-au fost 3 frați, eu a fost cel mai mic, Marius mijlociu, mai am un frate în Canada și tatăl nostru avea și el 3 copii, dintr-o dată am fost 6 și au mai venit încă 4 copii. Este o vorbă în România, copiii tăi cu aune, eu bătut pe copiii noștri. Cam așa am fost, nu neapărat la bătaie, dar am fost oarecum, dacă pot să zic așa, în ghilimele, frați, de 3 feluri, dar am crescut de mici și toți am crescut ca și o familie. Am crescut o familie numeroasă, cu 10 copii, într-o biserică la țară, unde nu cânta nimeni cu niciun instrument. Nu că era păcat, nu era cine să cânte la un instrument. Părinții noștri nu au putut să ne ofere o educație în care să ne ajute. Tata niciodată nu ne-a întrebat ce note avem în carnet. Eu și Marius învățam oarecum mai mult că dimineața ne trezeam la 5, la 6, înainte de a pleca spre școală, învățam ca să, când era rușine de fete, când am crescut mai mare, că sunt mai mari, să nu creadă că suntem proști, că nu știm să memorăm, știu, o lecție. Dar tata ne ținea la muncă de când ajungeam de la școală până noaptea târziu, dacă nu aveam de lucru pe acasă, ne trimitea pe la vecini,
du-te la tati Florica, vezi dacă n-are ce să vrea să-ți dea de lucru, să rămân la tati Florica, n-aveți ce să ne dați de lucru. Ba da, cum să nu scăpam de acolo, mergeam la tati Măriuca și așa mai departe. Cam așa era ziua noastră. Avea tata o vorbă că popă nu ne-a face. Până la urmă, un soi de popă am ajuns câțiva așa, în noroși, pe aici Domnul se binecuvinteze. Dar, la fel, muzică, deși Dumnezeu m-a binecuvântat să compun aproape 1000 de cântări, nu știu să citesc o notă de pe portativ, nici nu mă chinuiesc, că e prea târziu acum, dar ce am înțeles este, cum vă spuneam, este că Dumnezeu nu ne cere lucruri mari, ci lucruri mărunte. Și uneori acele lucruri mărunte pe care Domnul ni le dă, ne provoacă să vadă, dar chiar vrem noi cu adevărat să facem ceva pentru Dumnezeu și uneori chiar acele lucruri mărunte avem impresia că Dumnezeu vrea să ni le ia, dar ne provoacă să vadă, suntem credincioși în acele lucruri mărunte și vă spuneam despre lucrarea Duhului Sfânt, această lucrare de misiune, misiunea Speranța s-a format pe lucrarea Duhului Sfânt și spun lucrul acesta pentru că de mici copii Dumnezeu ne-a vorbit prin Duhul Sfânt, acolo la țară, prin proroci, îi spunea Domnul că să ne pregătim că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Ce putea să facă Domnul, ne gândeam noi, ce am putea să facă cu niște copii de la țară care au un limbaj simplist, oamenii nu prea educanți, dar a crescut și ne gândeam așa, ne tot gândeam pentru că Dumnezeu ne vorbea în felul acesta și mie și la mare și povesteam împreună ce ar putea să facă Domnul cu noi. De mici copii, de la vârsta de 9-10 ani și apoi, mi-aduc aminte, aveam undeva la vreo 14 ani, am început să cânt la un acordeon, Marius la o chitară, am mers așa prin biserici să încurajăm pe oameni, aveam ceva și noi, așa, dorința aceasta de a spune oamenilor despre Iisus Hristos. De mici ne trimitea tatăl nostru și familia noastră și mama ne trimitea cu ajutoare la familii sărace. Eram copii mai mulți, dar noi am fost învățați și familia a fost învățată în felul acesta din puținul nostru să dăm celor care sunt mai nevoiași pentru să îi ajutăm și mergeam cu trenul și tata totdeauna ne spunea să nu ne rușinăm de Iisus Hristos. Și chiar pe timpul lui Ceaușescu cântam în trenuri, cântam în tramvai, cântam în metrou, cântam în fața braseriei, cântam în parcuri, cântam în fața spitalului și oriunde îmi prindeam ocazia, cântam și era o cântare suflete, ce te gândești, nu vrei să te pocăiești, erau acele cântări care noastră le cunoașteți de pe acele vremuri și am crescut mai mare, am început să cântăm așa puțin cu acordeonul, fratele meu puțin cu chitară, așa am zis, hai să mergem mai multe, să vizităm mai multe biserici, mai multe locuri de rugăciune. Am mers prin toată România, undeva dinspre Cluj, am mers spre Bistrița, Suceava, de acolo am coborât jos, în Brăila, Galați, București, și am mers în mai multe orașe, undeva la vreo 2 săptămâni de zile, și ceva a fost foarte interesant, că în fiecare loc, Dumnezeu ne vorbea prin proroci și ne spunea în felul următor, să ne pregătim că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Noi ne aduceam aminte în urmă cu ani de zile că din când în când Dumnezeu ne spunea în felul acesta, dar acum era ceva diferit, era în fiecare seară, spunea Dumnezeu la fel, să ne pregătim că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Ca și tineri, ne-am gândit atunci că Dumnezeu va face o minune, că ne rugăm pentru cineva care e bolnav și Domnul va vindeca, dar a fost ultima seară din acel turneu și am zis, aici se întâmplă minunea. Și din nou, Dumnezeu ne-a vorbit și așteptam să vedem ce se întâmplă. Noi ce făceam? Cântam din toată inima și mă motivam așa cu câteva gânduri legate de cântare, motivam biserica. Și din nou Dumnezeu ne vorbește și ne spune în felul următor. Am spus că o să fac o lucrare, dar lucrarea aceasta se va începe pe un pământ străin. S-a terminat lucrarea, eu și Marius am ieșit undeva în curtea bisericii, când s-a terminat biserica și ne gândeam, oare ce vrea Dumnezeu să spună? Noi am încercat să spiritualizăm, am văzut că în Biblie spune că inima este, de fapt, pământul și am zis, oare ce vrea să spună inima străină? N-am înțeles lucrul acesta și nu ne-a dat seama că Dumnezeu vorbea literal lucrul acesta pe un pământ străin în altă țară. Au trecut câțiva ani de zile, părinții noștri au plecat în Canada pe timpul lui Ceaușescu, urmașii noi să plecăm după Revoluție, chiar în 90 am plecat în noiembrie, dar undeva în vara anului 90, împreună cu un grup de tineri, am fost în Hunedoara, la o biserică mare, nu ne-am anunțat că ajungem, că vom merge acolo, ci s-au trezit frații cu noi acolo, la biserică, eram un grup din Cluj, cântam, lăudam numele Domnului, acolo în grup era și Genoveva, era soția mea, acolo în grup, eram doar ca tineri,
Atunci am s-a terminat biserica și nu ne-a chemat nimeni la masă. Nu era obișnuință cum a făcut acum, i-am sunat pe frați. Frații au zis, mă, aveți nevoie de aia, aveți nevoie de aia, ce să facem, cum toate lucrurile ne-au întrebat așa din fir în păr, ca să ne ajute să înțeleagă nevoile noastre. Și atunci mergeam, se termina programul și frații te întreba, bă, unde stați, la cine merge, și la urmă te lua cineva pe acasă. Și nu știu dacă am pățit vreodată ce am pățit atunci, dar foarte interesant că pe fetele o chema la masă, pe noi nu chema nimeni și am rămas acolo la ieșire. Vreau vreo băieți, un frate mai vârstă cu noi, au închis frații ușa la biserică, ușa la poarta la intrare și au plecat. Dar o bătrânică era undeva acolo pe margine, stătea, se uita la noi și văzând că nu ne cheamă nimeni, a venit la noi și a zis, bă, copii, văd că nu v-o chema nimeni la masă, haideți la mine acasă, că eu n-am ce să vă dau de mâncare, dar vă dau o prăjiturică și apoi îți pleca mai departe unde îți avea de mers. Am zis, cum eram eu tânăr atunci, cred că aveam 18 ani, am zis, mă, eu dacă mănânc două, e bine. Și am ajuns la ea acasă, dar foarte interesant, o căsuță, sau mai bine zis, un apartament mic, un garsonieră, da? Acesta e cuvântul, garsonieră, era doar o cameră și așa o bucătărie. Ne-am găsit toți acolo în camera respectivă, a venit cu cutia cu prăjituri, era o cutie foarte uzată. Când m-am uitat înăuntru, erau bilețele și în fiecare bilețel era, de fapt, un verset din Biblie. Eu am avut un verset de laudă din Psalmi, dar la adresa lui Dumnezeu. Am înghițit în sec, am primit, să zic așa, prăjitura, dar am zis că era mai până una de aia care ajungea până în stomac. Dar asta a fost, ne-am rugat și Dumnezeu a vorbit de data aceasta puțin diferit. Și Dumnezeu a vorbit în felul următor, ascultați tinerilor, am să vă trimit peste mărțări și oceane și am să încep cu voi lucrare care se va răsfrânge pe întreg pământul. Ne-am ridicat de pe genunchi și fratele Amunșan, care era un frate mai în vârstă, a zis, soră, dar cui a fost lucrarea asta? Și soră a zis, la băieții ăștia doi. A zis, soră, dar mata, știi că copiii ăștia au acte pentru Canada? Nu știa nimeni, pentru că noi eram la Unedoara, am spus că suntem din Cluj. Și sora a zis, eu nu cunosc, nu știu, dar așa a notat Domnul că îi trimite undeva departe și de acolo începe cu o lucrare mare. Am ajuns acasă în urmeni și erau niște plicuri portocalii care ne așteptau în poștă. Erau vizele pentru Canada. După câteva luni de zile am ajuns în Canada, știind că Dumnezeu ne cheamă la lucrare, dar încă o dată nu pricepând ce ar putea să facă cu noi Dumnezeu, oameni simpli, care nu cunoaște prea multe, care nu avem atâtea posibilități și ceea ce aveam era dragostea noastră față de Dumnezeu, pasiune în a sluji pe Dumnezeu și în fiecare weekend mergeam, vizitam biserici, cea mai aproape biserică de noi era la 300 de km distanță, într-o direcție și 300 înapoi. Și unde mergeam chiar și 1800 de km într-o direcție și 1800 înapoi, ca să fim cu frații și să ne bucurăm. După câțiva ani de zile, după 2 ani de zile, am vrut să ne reîntoarcem înapoi în România. Au rămas în urmă tinerii care continuau să slujească, să meargă așa prin biserici, încercam să-i ajutăm și noi cu ce puteam de acolo să poată continua, dar ne-am propus să trimitem un container cu ajutoare. Știți că se veneau cu ajutoare prin 90, 91, 92 și cum eram obișnuiți și învățați de la părinți să ajutăm familii sărace și știam și noi familii sărace, am zis, vrem să ducem un container cu ajutoare în România. Am mers la comitet, la biserică, au zis că ei nu pot să ne ajute, nu pot să plătească acest container pentru că nu au posibilitate, dar până la urmă am zis că îl plătim noi și biserica a zis că e de acord să ne lase undeva la demisol să strângem aceste ajutoare. Nu aveam posibilitate, era la început. Știți, noastră, cei care ați venit mai la început, când nu cunoșteați niciun român, nu era loc de muncă, era prin 90, era chiar recesie, 91-92 era, mai ales în America, și nu aveam bani, dar Domnul ne-a pus pe inimă să registrăm câteva cântări. Când am ajuns în Canada, am pus mâna așa pe o orgă mai serioasă, în România doar pe o orgă așa micuță, de jucărie, era cam atâta de mare, dar am început oarecum chiu cu vai să cânt la orgă. Și după multă muncă am făcut nouă cântări. Am zis, ce nume să punem la caseta respectivă? Și am zis, hai să punem Speranță, pentru că vrem ca să fie o speranță pentru oamenii care ascultă.
Nu știam noi dacă sună bine, dacă e corect gramatical, dacă e corect muzical. Nu aveam nicio idee. Așa cântam după ureche, am făcut muzica cum am știut și am văzut că Dumnezeu a fost cel care a binecuvântat. Am văzut că oamenii s-au bucurat și am mers prin biserici și Dumnezeu ne-a binecuvântat să strângem bani pentru a duce acel container în România. Am plecat din banii noștri în concediu, ne-am dus în România să distribuim acest container cu ajutoare și am zis că vom face exact ce am făcut pe timpul lui Ceaușescu. Să mergem și să cântăm în locuri publice, să spunem oamenilor despre Iisus Hristos. Așa am făcut și cred că prima evanghelizare a făcut-o în Iași. Parcă toată biserica era bucuroasă că îi ajutăm, dar când ne-a spus că vrem să facem evanghelizare în centru, au zis că nu se poate, că acolo e un teren. Cineva mi-a spus că acolo e Paraschiva și că e un teren foarte greu. Eu în mintea mea am zis, bă, dar ce primăriță are Paraschiva? Poate să fie, nu mi-am făcut nimic. Apoi dacă a venit la noi, am povestit că eu aș vedea cum scoatem noi la capăt. Nu știam noi de ce se întâmplă acolo în zona Iașului și în zona Moldovei, dar ne-am dus undeva în centru. Am vorbit cu o doamnă care vindea înghețată, ne-a dat curent și am început să cântăm. Oamenii plecau dintr-o parte, într-alta, dar când am început primele melodii sau primele cuvinte, și acum văd o doamnă care a trecut așa, se uita înspre noi, s-a oprit undeva acolo și a venit în față. Ca ea au fost zeci de persoane și efectiv am văzut cum Dumnezeu îi atinge, am văzut cum oameni plâng, am văzut cum oameni sunt cercetați. La final au venit oamenii la noi, ne-au îmbrățișat, a venit o doamnă și mi-a dat o ciocolată, au zis că pot să-mi mănânc, că e sfințită, că e de la popa. Am luat-o, am mulțumit-o, am mâncat-o. O doamnă ne-a dat un buchet foarte mare de flori și când am stat în România aproape 3 săptămâni de zile, parcă oamenii vorbeau aceeași limbă și pretutindeni pe unde am mers, în mod special în Moldova și în alte zone, în sudul României, oamenii spuneau că niciodată n-au auzit asemenea cântece și că Dumnezeu le-a vorbit prin aceste cântece și că vor să mai aud asemenea cântece. Și acum eram în avion, mai aveam vreo 2 ore până să aterizăm în Toronto, deja plecam spre casă și se întoarce Marius spre mine și spunea, Gabi, știi ceea ce ți-a dus aminte ce ne-a vorbit Dumnezeu nouă? Și acolo, în câteva minute, cred că a fost foarte așa, ne-am adus aminte și eu și Marius de copilărie, de ce ne-a spus Dumnezeu când eram copii că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Ne-am adus aminte acel turneu în care în fiecare loc Dumnezeu spunea că vrea să facă cu noi o lucrare mare și am crezut că Dumnezeu va vindeca pe cineva și la final Domnul a spus că lucrarea aceasta se va începe pe un pământ străin. Ne-am adus aminte de acea bătrânică din Hunedoara în care Domnul a spus că ne trimite peste mărțări și oceane și începe cu noi o lucrare și atunci ne-am dat seama și am înțeles că este chemarea pe care Domnul ne face și ne-am decis să ne dăm, să punem tot la îndemâna lui Dumnezeu. Am mers prin biserici în America și se uitau oamenii la noi, eram tineri, probabil că nu prezentam încredere la 21 de ani, dar noi le spuneam că vrem să facem această lucrare în toată inima și ne-am trezit că aveam doar 300 de dolari în buzunar, chiar când să plecăm sau când am plecat în aeroport înspre România pentru 6 luni de zile. Înainte de a pleca cu o lună de zile, eu de la un job care era plătit înainte cu 5 dolari, apoi 8 dolari, am reușit să câștig 20 de dolari la oră. Marius, la fel, el lucra și el ca și instalator de grese faianțe, el a fost primul care a învățat această meserie și fratele care pentru care lucra a zis, uite, eu construiesc case și îți dați ție business-ul ăsta și faci garantat 10.000 de dolari pe lună. Și atunci am zis la Marius, măi Marius, uite, bisericile nu ne ajută, nu avem bani, hai să, acum să muncim, că acum o să facem bani cu adevărat, că până acum n-am putut să facem. Și la care Marius mi-a zis, auzi, ceea ce ni se întâmplă nouă nu vine de la Domnul, este diavolul cel care vrea să ne ține, că știe ce se va întâmpla, își dă seama de ce se va întâmpla și noi vrem să mergem să slujim pe Domnul. De atunci când în prezent a fost an binecuvântați, cu multe provocări, e adevărat cu multe provocări, pentru că arată așa frumos. Noi suntem aici îmbrăcați frumos, dar în spate sunt multe alte lucruri care nu se văd. Familia, copiii, nevoile și așa mai departe. Nu ne plângem pentru că suntem oameni binecuvântați de Domnul și știm că pentru tot ceea ce am făcut pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator și facem aceasta pentru că Iisus Hristos ne-a binecuvântat. Dar ce vreau să spun este că Dumnezeu pe fiecare din noi ne cheamă și ne dă, El ne dăruiește lucruri. Noi trebuie să le folosim spre slava lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că viața pe acest pământ se poate sfârși. Nu este normal
ca să mor la 80 și ceva de ani. Nu este normal. Viața se poate sfârși oricând, pentru că viața este în mâna lui Dumnezeu. Am o vorbă și spun că viața este ca și ața, cel ce o ține de capăt este Dumnezeu, poate rupe oricând, dar dacă suntem la îndemâna lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care ne va folosi când vom trăi pe acest pământ. Marius, Domnul l-a chemat acasă, la o vârstă de 33 de ani, și mi-aduc aminte că după masă m-a sunat, el locuia în Australia acum. Noi am locuit în Canada împreună, s-a căsătorit, s-a mutat în Australia, soția fiind de acolo și într-o după masă mă sună și spune: Gabi, lucrarea la care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat. Mă voi muta. Și am zis: da, vin apoi în Canada. A zis: nu în Canada. Am zis: da, unde te muți? Te muți în România. Mi-a zis: nici în România. Da, unde te muți? Te muți în Canada, în America. Mi-a zis: nici în America. Și am zis: da, unde te muți? Și mi-a zis: atâta pot să spun că lucrarea care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat și aștept să văd planul lui Dumnezeu cu privire la mine. Au trecut, cred că, 24 de ore și am auzit această veste că Domnul l-a chemat acasă și atunci mi-a dat seama că nu este important cât trăim pe acest pământ, ci important este cum trăim pe acest pământ. Dacă viața noastră o sfârșim iubindu-L pe Domnul, o veșnicie, ne vom bucura slăvit să fie Domnul. Și dăm slavă Domnului că Dumnezeu a folosit misiunea Speranța și unul dintre lucruri, așa cum vă spuneam, este că am încercat să muncim în echipă și pretutinde pe unde a fost, așa cum suntem și în seara aceasta, încercăm să vă motivăm ca să faceți ceva, nu pentru noi, pentru cei care suntem în față, pentru dumneavoastră, pentru Dumnezeu, pentru că unul Dumnezeu aduce nevoi, chiar ne provoacă. De ce? Spunea Domnul când ați făcut acestor lucruri celor mai neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Uneori Dumnezeu îngăduie necaz, suferință, uneori Dumnezeu aduce nevoi aici în față, tocmai ca să ne ajute pe noi, ca să ne strângem o comandă în cer. Biblia ne îndeamnă să ne îndrăgim la dragoste și la fapte bune, pentru că Dumnezeu vrea să ne dea o răsplată și să ne bucurăm o veșnicie, slăvit să fie Domnul. Am văzut în anii care au trecut cum Dumnezeu a fost cel care a atins multe vieți. Am organizat prin Harul Său cele mai mari evanghelizări din România și de la prim-miniștri din România, care ați văzut și vedeți noastră pe la televizor, au fost la evenimentele noastre oameni din partid, parlamentari, președinți de partid, oameni din lume, au venit oameni simpli, au venit și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, au văzut cum Dumnezeu pe unii a transformat și mă rog ca acest cuvânt care a fost rostit să le intre în inima lor și să le aducă mântuire. Am stat cu mulți dintre ei la masă și am văzut că Dumnezeu ne-a dat acest har să stăm cu oameni mari, oameni de la țară. Vă spuneam de unde am venit și cum suntem, pentru că noi n-avem nimic. Dacă avem ceva, este doar că Dumnezeu ne-a dat. Dar am spus acestor oameni că doar prin pocăință, prin credința în Iisus Hristos și dacă renunță la păcate, doar așa vor putea să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Câteva imagini din lucrarea din România, sunt doar câteva din lucrarea de România și de asemenea din Uganda, unde Dumnezeu a ne ajutat să începem o lucrare cu mai mulți ani de zile, 95, a fost în 2095, bine zic, mai știu cu ani, că în 2005, 2005 am fost pentru prima dată acolo în Uganda și am văzut cum Dumnezeu a început să lucreze oameni care au fost transformați, au fost eliberați, oameni care Dumnezeu i-a schimbat. Dumnezeu ne-a binecuvântat să călătorim în zeci de țări și pretutindeni de unde am fost, am mers cu cuvântul lui Dumnezeu și dăm slavă Domnului că cuvântul lui Dumnezeu ajunge până la capătul lumii. Slăviți să fie Domnul! Viziunea misiunii Speranța a cuprins extinderea lucrării și în afara granițelor, având pe inimă să ducem cuvântul Domnului la popoare care trăiesc în întuneric spiritual. În anul 2006 am ajuns pentru prima dată în Uganda, Africa, și de atunci până acum am trăit mari minuni în această slujire. Evanghelia transformă inimi și duce oameni la Hristos. În urma implicării în 4 sate de la marginea junglei din Rubuguri, unde am deschis câte o biserică, zeci de oameni au luat decizia de a-L urma pe Hristos și a-L sluji pe El. De când misiunea Speranța se implică în această zonă, peste 1000 de oameni și-au predat viața Domnului Iisus Hristos. În ultimii 2 ani, peste 400 de persoane au fost transformați de puterea Evangheliei. Oh,
să Tobo, Zadar. 66 de persoane au decis să încheie legământul cu Domnul. Aleluia! Slavă Domnului! Să facem catecheze cu ei. 6 este Marea Bucurie. Să vin cu ei acolo la apa botezului și fiecare să-și exprime dorința de a sluji pe Dumnezeu toată inima. Oameni care odinioară trăiau fără de Dumnezeu în păcat, astăzi laudă și binecuvintează pe Domnul. Ei sunt o mărturie în societatea în care trăiesc și chiar autoritățile ne-au mărturisit lucrul acesta. Lăudat să fie Domnul, pentru că doar El, prin puterea Duhului Sfânt, face lucrul acesta. În luna noiembrie, mai mult de 200 de persoane au încheiat un legământ cu Domnul prin botezul în apă. Pe o vreme ploioasă, cu mult noroi, în condiții grele, hainele albe au strălucit minunat. Și în ciuda obstacolelor, am trăit experiențe pline de har în care l-am văzut pe Dumnezeu la lucru. Vedeți că la cruce a murit pentru păcatele voastre? Vedeți că v-a arătat toate păcatele din sângele Lui? Vedeți că omul e simplu, e clar? Vă mulțumesc pentru credințe voastre, vă mulțumesc pentru corectată, vă mulțumesc și atunci Sfânt, amin! Legate de lucrarea bisericii sunt și activitățile școlii duminicale pentru copii, studiu cu adolescenții în fiecare duminică după masă, studiu cu femeile în fiecare vineri și timpul devoțional zilnic cu liderii locali ai bisericii. Prin studierea Bibliei, ei ajung să-L cunoască tot mai mult pe Dumnezeu și să înțeleagă ce a făcut pentru omenire. Cu mai mulți ani de zile, Dumnezeu ne-a dat această viziune să ne implicăm în multe proiecte și unul dintre aceste proiecte este și Școala Misiunii Speranță. În 2018 a fost prima clasă care a venit aici să învețe și să citească, iar mai apoi în anii care au urmat în fiecare an au venit alți copii care